Primăția Congresului Extraordinar a Partidului Național Liberal s-a derulat în condiții absolut speciale. Mai mulți de 5.000 de oameni au fost prezenți aici în sala mare de la Casa Poporului, delegați din toate județele țării, dar și foarte mulți invitați, o mulțime de VIP-uri. Mai întâi trebuie să spun că după ce a fost intonat imnul de președintele Partidului Național Liberal, care este și președintele Senatului, Crin Antonescu, a transmis urările sale de bun venit tuturor celor care iau parte la Congresul Extraordinar al Partidului Național Liberal. Ulterior s-a citit ordinea de zi și s-a solicitat aprobarea acesteia și s-a solicitat alegerea secretariatului tehnic al Congresului Partidului Național Liberal. Președintele Partidului Național Liberal, Crin Antonescu, i-a mulțumit în mod direct lui Klaus Iohannes pentru prezența sa în sala derulării de lucrări a Partidului Național Liberal, a Congresului Partidului Național Liberal, și a spus tuturor că împreună există câteva proiecte majore în care PNL și Klaus Iohannes au de gând să își deruleze activitatea în perioada imediat următoare. În mod normal, cam atât pentru prima zi a lucrărilor Congresului Extraordinar a Partidului Național Liberal. Mâine vor avea loc alegeri, vor avea loc alegerile pe echipe de conducere și este posibil ca mâine să fie o zi mult, mult mai plină decât cea de astăzi de aici, de la Palatul Parlamentului Casa Poporului. Mai trebuie amintit faptul că președintele PNL la începutul lucrărilor Congresului a ținut să mulțumească pentru prezența tuturor delegațiilor teritoriale PNL prezente la lucrările Congresului. Suceava, județul Suceava este reprezentat de 60 de liberali. Dintre aceștia, 23 cu drept de vot, vorbim aici despre 18 membri, 4 parlamentari și un vicepreședinte de Consiliul, Județean. Delegația liberalilor suceveni este, după cum știți, condusă de deputatul PNL de Suceava și președintele organizației județene a PNL Suceava, Ștefan Alexandru Băișan.